Zeci de locuitori ai orașului Nisporin sunt nemulțumiți că au rămas fără apă în case. Oamenii se plâng că trebuie să parcurgă distanțe lungi pentru a se aproviziona și mai spun că sunt obligați să plătească mii de lei pentru conectare. Conducerea orașului susține că deconectarea de la apeductul cu apă tehnică a fost necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de construcție a rețelei noi cu apă potabilă. Oamenii sunt nemulțumiți că au rămas fără apă chiar în toiul verii. Câți oameni ați lăsat fără de apă? În mijlocul verii. Îți boli infecțioasă cât hău. Și nu m-a dat așa drept. De ce nu s-a făcut toată proiectarea? Nu s-a tras teta pe ductul în fiecare gospodărie. Cât ne spune, nu trebuie și întins cu apă ductul și apoi din chestetă apă. Mai mult de 30% dintre cei care am fost conectați la rețelele de apă vechi nu avem apă. Una și a doilea, conectarea la rețeaua nouă e făcută cu mari încălcări atât a legislației cât și a bunului sâmb. Noi nu, nici pe proiect nu suntem. La noi o resursă de apă partea și de bărboi. Noi nu avem o fântână asta, iar trăim apă de pe sapul nou. Strada industrială. Noi nu avem nici o resursă de apă. Eu am doi copii mictiei. Doi copii mictiei am. Deși nu e deconectat. Trăgeți-o pe cei buni și urmă deconectați-o pe asta. Vă explic. Zona de care spuneți nu a avut proiect, prin urmare nu a fost inclus în proiect, dar asta nu înseamnă că nu va fi pus în imediat următoarea etapă. Din 1 august nu o să putem face nicio conectare. Trebuie să așteptăm început cu 1 august, pas cu pas, fiecare problemă în parte, s-o rezolvăm. Unii localnici spun că pentru a fi conectați la noul apeduct sunt obligați să achite o sumă de bani care, potrivit lor, este prea mare, iar alții sunt gata să achite orice taxă. Eu vreau să știu de la domnul primar, deci omul la etaj pământ răsplătează 5.000 de lei, și deși la etaj 2.500 de lei, care e diferența? Cine a scos hotărârea asta și unde se duc banii ăștia? Taxa de 2.500 de lei pentru apartamente și de 5.000 de lei pentru casele de locuit a fost votată. A fost votată în Consiliul Local. Eu n-am de unde. 5.000, și să bate joc de oameni? Lasă noi 1.000, dar nu 5.000. Să fim conectați la oricare apă, numai să fie conectarea la apă. Și suma de 5.000, dar să fie conectată apa asta. Primarul orașului a declarat că unii localnici au fost scutiți de taxa pentru conectare, iar alții vor avea posibilitatea să plătească treptat. Au fost prevăzute un grup care sunt scutite de plată, pentru celelalte sunt plata eșalonată, adică se plătește câte o taxă de 250 de lei pe lună sau 500, care și cum poate. Nu e o condiție, dar este posibil plata eșalonată, pas cu pas, oamenii achită acești bani, ca într-un final să înțeleagă că aceasta este contribuția și conectarea la apeduct. Potrivit autorităților locale din Nisporeni, gospodăriile vor fi conectate la apeduct începând din luna august.